Asta e bună decizie. E bună decât niciodată. Iese măcar o leagă de stimă. Poți să mai cumpere o bucată de carne, десятка de ou și tot înainte de a... Poate mizerni procente, но на дороге не валяется. Chiar dacă coeficientul majorat este mizer, nu-l găsești pe marginea drumului și nu trebuie să-l ridici. Chiar ne ajută foarte mult. Noi suntem niște pensionari nenorociți și săraci și avem libertate doar în a ieși afară. Свобода выйти немножко на улицу. Ну, естественно, это хорошо, конечно, что это в два раза в год. Desigur că este foarte bine să se indexeze pensia de două ori pe an. Pensionarii plătesc pentru tot, ei nu au datorii. De restul banilor cumpărăm de mâncare. Și trebuie pe om să-l pui, ca el să lepe de baștină, să lepe de părinții, copii, să duc să caută o bucățică de pâine. Nevoile, nevoile. Trebuie de tras la răspundere pe niște pități care sunt la conducere și de făcut un audit la averile lor. Iar doamna Aurica este contabil de profesie și, deși a ieșit deja la pensie, încă știe și cunoaște cum și în ce condiții se face indexarea. Iar cele 7% cu care se lăuda Maia Sandu este un coeficient imposibil în condițiile în care există anumite reguli în economie. Ești șucrană. Eu cred că este corect. Maia Sandu spunea să le dea deodată 7%. De ce? Oricum, acest indice va fi pe parcursul unui an și există o strategie în economie. Există anumite reguli. Nu poate fi așa că, ia uite, tu mie îmi placi și eu îți ofer atâta. Eu sunt economist de profesie și știu că există un recalcul. Iată, 3 lei și 89 de bani au luat cât a fost inflația anul trecut. Totul este corect, foarte corect. Totodată, tot de astăzi, cuantumul pensiei minime de dizabilitate va constitui, în cazul unei dizabilități severe, 891 de lei și 4 bani, în cazul unei dizabilități accentuate, 831 de lei și 64 de bani, iar în cazul unei dizabilități medii, 594 de lei și 3 bani. Indexarea cu 3,89% a pensiilor se va realiza pentru circa 663.000 de beneficiari, potrivit Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Începând cu 1 aprilie, curent, vor fi recalculate și alocațiile sociale de stat pentru 66.654 de beneficiari și alocațiile pentru îngrijire, însoțire și supraveghere pentru 12.983 de beneficiari. De menționat că în acest an, pe 1 octombrie, va avea loc și a doua indexare a pensiilor la inițiativa celor din PSRM, iar în calcul se va lua rata inflației înregistrate în primul semestru al anului în curs, coeficientul de indexare fiind stabilit de guvern.